Triajul epidemiologic a devenit obligatoriu în toate structurile DGASPC Gorj. Chiar și la intrare în sediul instituției se află amplasat un cort unde cetățenii pot intra în contact cu angajații unității, pentru că pandemia de coronavirus nu a afectat relația cu cetățeanul, ci doar impune anumite restricții. În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul COVID-19, conducerea DGASPC Gorj a decis decalarea programului de lucru începând cu data de 6.04.2020. Astfel, salariații din cadrul aparatului propriu al direcției au un program decalat în intervalele orare 8.16.30 și 12.20.30 în zilele de luni, marți, miercuri și joi, iar vineri programul decalat se desfășoară în intervalele orare 8.14 și 12.18. Pe perioada stării de urgență, serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nu se închid, dar având în vedere necesitatea de a asigura unele măsuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor de natură virală, adresăm rugămintea ca cetățenii să se deplaseze la sediul nostru doar dacă este necesar. Și în centre s-au luat toate măsurile de precauție. Angajații sunt echipați corespunzător și zilnic au loc dezinfecții. Toate aceste măsuri vin în scopul prevenirii infecției cu noul virus COVID-19. S-au achiziționat măști chirurgicale pentru protecție antivirus, mănuși, halate și potoșei, care s-au distribuit pe fiecare centru în parte și au fost suplimentate stocurile de materiale igienico-sanitare și dezinfectanți. Zilnic se face triajul epidemiologic al beneficiarilor și al angajaților. De asemenea, în fiecare zi se dezinfectează toate spațiile, precum și instrumentele de lucru, vesela, suprafețele și obiectele cu care se intră în contact. Accesul vizitatorilor a fost restricționat în toate centrele subordonate de DGASPC Gorj. Ca și în alte instituții, programul de lucru al angajaților a fost modificat. La DGASPC Gorj, conducerea a mers pe decalarea orelor în care personalul își desfășoară activitatea. La intrarea în curtea instituției a fost instalat un dispenser cu dezinfectant pentru mâini, au fost montate semne de avertizare privind distanțarea socială, iar accesul cetățenilor se face în mod organizat, prin personalul de bază cu care se relaționează și care le va solicita date de contact. Ulterior, se va lua legătura cu orice compartiment din cadrul direcției, fiecare salariat putând oferi datele solicitate de către cetățeni prin deplasarea la cortul aplasat în curtea instituției. Salariații vor face deplasarea din incintă spre cort, echipați cu mască și mănuși, iar timpul de relaționare va fi unul limitat. Curtea instituției se dezinfectează periodic, la fel și balustradele, ușile de acces interior-exterior, aparatura și obiectele comune. Se face zilnic triajul epidemiologic al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Pe perioada stării de urgență, serviciile din cadrul DGASPC Gorj nu se închid, dar conducerea adresează rugămintea ca cetățenii să vină la sediul instituției doar dacă este necesar.